Bine am găsit, prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un studiu foarte interesant care deschide o perspectivă promițătoare în ceea ce privește tratamentul schizofreniei și al sindromului bipolar. Două boli psihiatrice grave, incurabile. Despre dieta keto se știe de ceva timp că are rezultate foarte bune în obezitate, diabetul de tip 2 și epilepsie. Ce este dieta keto? Este un regim alimentar foarte sărac în carbohidrați, adică sub 20-30 de grame de carbohidrați pe zi, și conține preponderent grăsimi sănătoase, apoi proteine și legume pentru minerale, fibre, vitamine. În dieta keto, organismul, fiind lipsit de carbohidrați, utilizează grăsimile ca sursă de energie, acestea fiind transformate în ficat în corp cetonici. Corpul intră într-o stare de cetoză, de unde și numele dietei, dietă keto, care e prescurtare de la ketogenică, adică cea care generează cetoză. Conform rezultatelor unui studiu recent despre care vreau să vorbesc acum, dieta keto este eficientă inclusiv în boli psihiatrice despre care am vorbit la început, schizofrenie și sindromul bipolar. Este vorba despre un studiu pilot efectuat timp de 4 luni pe 23 de pacienți, fără grup de control. Asta înseamnă că toți participanții la studiu au urmat această dietă. Comparația s-a făcut cu starea de la dinaintea studiului cu starea de la finalul studiului. Trebuie să înțelegem dificultatea pe care au avut-o cercetătorii care au făcut acest studiu, având în vedere că nicio companie de medicamente psihiatrice originale, vorbim aici de medicamente scumpe, și foarte scumpe în general, deci aceste companii n-au niciun interes să finanțeze asemenea studii. Deci cercetătorii nu au avut la dispoziție sume mari de bani. A trebuit să se descurce ei găsind sponsori. Studiul a fost finanțat de două fundații și de o familie, o familie înstărită, bogată, pentru că ei au un fiu care a suferit de sindrom bipolar și care a intrat în remisie prin dieta keto. Hai să trecem la studiul propriu-zis și la rezultatele sale. Pe lângă schizofrenie, respectiv sindrom bipolar, subiecții care au intrat în studiu sufereau de obezitate, de hiperlipidemie, adică aveau o concentrație crescută de grăsimi în sânge, prediabet, ficat gras și sindrom metabolic. Sindrom metabolic înseamnă că prezentau simultan, cel puțin, sau prezentau trei simptome din următoarele 5: hipertensiune arterială, obezitate, trigliceride crescute, HDL scăzut și insulinorezistență. După cele 4 luni de dietă keto, niciun pacient cu sindrom metabolic n-a mai prezentat acest sindrom. Iar la toți pacienții din studiu, indiferent că au urmat strict dieta keto sau mai puțin strict, au avut următoare rezultate. A scăzut greutatea, tensiunea arterială, grăsimea viscerală, trigliceridele, LDL-ul, indicele HOMA, adică acel indice care măsoară insulinorezistența. În ceea ce privește rezultatele din punct de vedere psihiatric, testele au arătat o îmbunătățire medie de ansamblu, deci cu 31%. Înainte de studiu, 33% din pacienții care erau pe medicație erau într-o stare bună, dar la finalul studiului procentul a crescut la 75%, iar la cei care au respectat strict dieta keto, 100% din ei au fost în stare bună. Nu intru acum în toate detaliile pe cifre, cert este că rezultatele au fost spectaculoase. Din punct de vedere subiectiv, pacienții au declarat următoarele și redau așa la întâmplare câteva declarații de ale pacienților. De când am trecut pe această dietă, nu mai am anxietate, a spus unul. Altul a spus, m-a ajutat foarte mult. Altul, dacă lucrurile continuă pe aceeași traiectorie, sindromul bipolar de care sufăr va intra în remisie. Alt pacient, acest studiu mi-a transformat viața în bine. Și în fine, ultimul a zis așa, niciodată nu m-am simțit mai bine, această dietă este mult mai eficientă decât a fost vreodată tratamentul. Iată deci ce rezultate promițătoare se pot obține printr-o metodă care practic nu costă nimic și care are multe alte efecte benefice pentru sănătate. Persoanele care încep această dietă pot să aibă inițial dureri de cap, oboseală, constipație. Deci nu e nimic de speriat, aceste simptome sunt normale, reprezintă adaptarea organismului de la trecerea de la carbohidrați la grăsimi ca sursă de energie. În toate cazurile, intensitatea acestor simptome scade treptat până la dispariție în 2-3 săptămâni. Închei aici și vă rog să dați like, să dați share, pot să fie multe persoane în această situație sau să cunoască persoane în această situație și care pot să beneficieze de acest tratament, care, repet, nu costă nimic,
n-are efecte secundare, efecte adverse, deci nu riscă nimic. Eu la dieta keto aș adăuga și postul intermitent, deoarece și acesta contribuie la cetoză și împreună cu dieta keto formează un duo redutabil. Și las în primul comentariu un link către două cărți pe care le-am scris pe acest subiect, adică unul despre postul intermitent, slăbește fără să omeri calorile, iar al doilea 100 de rețete care au conținut redus de carbohidrați, deci se cadrează dieta keto. În final, ca de obicei, recomandarea mea este adoptă postul intermitent, adoptă dieta keto, dieta săracă în carbohidrați și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!